Hello, hello, welcome. Mamma mia. Hai fără ochelari ce fac? Welcome. Trei. Ia spuneți-mi, se vede, se aude, e cineva mai pe românește, așa? Nora, binevenit! Binevenit, te pup! Ce faci? Mulțumesc, fetelor, pentru susținere. Vă mulțumesc mult. Am vorbit cu Titina. Și într-adevăr, n-apar, dar nu sunt blocată. Nu sunt blocată la ea. Cine știe ce a avut? Ela, binevenit! Dorina, binevenit, te pup! Deci, chat-ul ieri mie mi-arăta like 1 și aveam, când am închis chat-ul, aveam 60. Mulțumesc frumos, Dorina! Mă, uite că nu i-am trimis, nu știu dacă, să văd dacă e intrat la mine. Că sigur m-a blocat cineva care era moderator la el. Și cam știu cine. Da, mi-am făcut, nu știu, nu m-am, deci nu m-am aranjat la păr, că trebuie să mă vopsesc. Da, mulțumesc frumos, Nora, pentru că eu că îi căutam Facebook-ul și mi l-a găsit ea prima. Oamenii care au feeling și sunt de aceeași calitate să găsesc. Meli, bună ziua! Bine ai venit, Meli! Vă mulțumesc, fetelor, din tot sufletul meu pentru susținere. Deci nu mă așteptam la atâta susținere. Nu mă așteptam. Atâta lume să-mi trimită capturi și să fie alături de mine. Deci să se mai strângă lumea și vă spun ce am făcut astăzi. Pentru că... Deci, hai că virtual, că nu știu ce, dar să inventez așa porcării, așa idioțenii, să aducă probe. Și domnii care nu mă cunoștea, să admitem, nu mă cunoștea pe mine, că era mic, dar știa niște chestii, așa. Mulțumesc frumos, Dorina. Mulțumesc frumos. Deci putea să zică, bă, stop. Stai să întreb familia. Grețos, grețos. Nu, deci n-ai cum. N-ai cum. Eu de astăzi, deci i-am făcut denunția. I-am făcut-o, deci vă dați seama. Am făcut, deci cine a făcut niște cercetări. Și acum azi trebuia din Spania, am fost la ora 10, că am avut apartament, că așa se face aici. Mulțumesc frumos, Dorina. Și, deci, are, nu știu, cred, am înțeles că o rezidență într-o parte, deci trebuie să fie sigur. Și acum mi-a dat telefon, că da, toate datele, absolut toate datele, și mâine dimineață... Mă duc la poliție și iau foaia aia, care, și o să vă arăt, de acum o vă arăt eu, cam al doilea canal, și să vedeți că nu, eu nu vorbesc tâmpeni. Eu când am zis că fac ceva și am făcut, s-a făcut vizibil. Deci, n-am de ce să las pe cineva. Susana! Mua! Welcome. N-am cum să-i explic eu, n-am cum să mă las tărâtă și pe jos. Bogdan, originalul. Bogdan, iar cu porcările alea. Te rog. Dacă nu ți-au cheie și te blochezi. Vezi, abonează-te și tu pe la fete pe aici. Puneți canalul. Care știi să-i puneți canalul lui Bogdan? Stau bine. Tot cum stai? Vorbește românește, Bogdane, că eu sunt româncă.
Că-s măritată, măritată cu acte, cu un italian, e altă chestie. Bună el e, dar nu, eu naționalitatea nu mi-o schimb. Se scrie tutto bene, cu doppia T, în fine. Asta, că tu nu știi nici oameni. Salută pe Olga. Așa. Așa, Meli, ei pus canalul. Care vreți să vă... Bună, Claudia, bine ai venit! Și Bogdan, mai încetul, că noi avem de discutat aici ceva și tu, Claudia, tot bine, tot bine. Stau bine în Italia, Bogdan, dar nu încerca să-mi faci, să nu mă întrerup din ce vorbesc. Îți iau cheie și te zbor. Lasă-mă să vorbesc cu fetele mele. Deci mâine dimineață, la 10, mă duc la poliție, iau hârtia și plec la tribunal. Și eu bag. Pentru că nu permit la nimeni chestiile astea. Iar dincolo, deci eu, fetelor, nu știți cât m-am luptat, ok, Bogdan, cu nații mei să închid acele două dosare. Mulțumesc, SS47, uite, nu știți. Și m-am certat cu ei și, în fine, avem și noi acolo niște chestii și am zis că eu mi le retrag acțiuni și, în fine. Și o zis, Silvia, fii atentă că o să ajungi când o să ne rogi pe noi să deschidem dosarele alea. Am zis, niciodată, eu niciodată. Ei, acum când am vorbit cu ei la telefon, mi-a zis, ei, cum e? Cum e? Și le-am... s-a dus astăzi, că știți că și acolo se face cu, nu știu cum, o programat, că mâine se duc și de... Deja le-au deschis, dar nu știu cum, în fine, nu mă pricep să spun și la chestii avocatești nu mă pricep. Deci mâine se întâlnește cu avocatul și le dă drumul la dosar. Dacă se ocupă de prostii, pentru că am văzut în stenograme multe mai multe chestii. Și nu mă cunoaște. Și astăzi urlau telefoanele, am blocat pe toată lumea. Deci, gata, în telefonul meu sunt numai persoane care... Uite, păi eu duminică dimineața, deci am înțeles că au fost mai multe persoane în chat. Și au văzut. Înțelegeți? Și eu dimineață, duminică, când am deschis tabletul și telefonul, era plin de capturi. Și de asta. Dar la persoanele alea, nu. Și am înțeles că... A, așa, să repunere pe rol, Claudia. Nu mă pricep, nu mă pricep la pisicile și la căței mei. Repunere pe rol, vezi? De v-am zis că e ceva care să face, dar nu știam bine. Și deci, mi-a scris asta, iar fără deci, că e foc sicilian. Așa, și fără așa. Mi-a zis cineva, zice, băi Silve, astăzi, o prietenă dragă, zice, să nu te mire că anumite persoane, Natalia Stoia, salut, peste câteva zile o să vezi în chat la ăla că te face cu o școțet. Nu mă miră, doamnă, și mă aștept. Stați liniștită, că deja mă aștept, dar nu mă interesează. Deci la mine ce e mort, e mort. Iisus Hristos a putut învia oamenii, eu nu pot. Eu mă refer la chat. Mă refer la internet, la mass media, la mass media. Uite că am luat ora asta, sunt obosită. La toate chestiile astea. Uite când vine, bă, acum vreau să... În prietenii mei. Ăsta e prietenul meu. Bună ziua, bună ziua, doamnă Silvia. Ăsta e prietenul meu. Când a fost greu, nu a ieșit să facă live-uri pe mine. Când a fost greu, a fost umăr la umăr cu mine. Pentru mine e nu un super om. Titina, că nu face el conturi false. Eu pun mâna în foc. El, deci contul fals înseamnă să-ți iei identitatea cuiva
și să faci cum fac măgarieră. El și-a făcut contul cu mireasa, cu tâmpenie, cu chestii. Care și le-a asumat. Bă, fetelor, el și le-a asumat. Apărea el, deschidea live și apărea el. Deci, una să-i faci așa și una să faci. Deci, pentru mine, Daniele, ce să mai ia de tine? Să ia de fabrici și uzine. Să ia, mai ia, mai ia. Pentru că, într-adevăr, la dovadă, tu, el, Zeița, particular, eu o înțeleg și respect decizia lui Zeița. Deci îi respect decizia. Și toate doamnele din urmăritori ați fost alături de mine. Și vă mulțumesc. Pe aici se vede că femeile care se respectă nu stau și se hilizesc sau ați văzut în ce hal vorbeau. Deci o femeie, indiferent că era mea, indiferent că era altă femeie, indiferent cine ar fi fost, eu când aveam chei de moderator și vedeam că se vorbește urât de o femeie, indiferent cine ar fi fost ea, poate nici nu eram, poate nici nu o cunoșteam, blocam mesajele alea. Blocam sau ieșeam din chat. Dacă nu eram moderator și nu aveam putere, ieșeam din chat. Da. Deci se vede calitatea unde e femei. Ce mă interesează de... Nu mă interesează nici pe mine, de nimeni. Eu vă mulțumesc dumneavoastră și vă spun că sunteți super femei. Și altă doamnă, nu mai spuneți nimic. Pentru mine v-am mai spus, mort e mort. Nu îl întorc de la groapă niciodată. Și ordine, eu nu primesc nici la bărbatul meu. Și nici aici pe canal, cine eu am blocat, n-are ce căuta niciodată. Da, da. A venit cineva la mine azi pe canal, Viorica. Bloc. Pleacă deci. Cât că ai, zice, ai de ăsta, cum îi spune, subiect? Da, uite, da. Îți dau subiect. I-am dat un bloc. Cine e Viorica? E una care a fost moderatoarea lui Tomi de la Strehaia, când eram, îi dădeam ok, să rugam mereu pe mine să... Și acum e la, la unii. Da. Te-am dat bloc. Deci acum am spus, deci o dă mâine, uite doamna Claudia, mulțumesc, clar, am spus repunere pe rol, se cheamă dosarele alea două. Deci, băi, măcar atât să fi spus. Băi, gata, aici ai cu femeia aia, nu o cunosc. O aiurea. Pentru că în stenograme mă cunoștea. Ei au vrut să facă tot jocul ăsta, celălalt, nu pentru că știa unele chestii. Probabil, nu știu, nu bag mâna în foc. Dar cine știe? Așa. Alina, bine ai venit, te pup. Și în stenograme mă știe, îi spune într-o stenogramă, nu te lua de aia. Deci tot... Uite ce zice trompeta aia aici. Uite ce zice trompeta aia. Mor! Mor! Dacă cum să vorbește de Silvia Păduraru și în chat aici, ăia râde, deci râde, am chat în față. Râde, uite să și vede că râde și zice în toate modurile. Nu mă interesează, hai să nu discutăm. Eu așa ceva... Și spune pe chat că niciun de mie că nu intră el, că eu le-am blocat de prima dată. Nu mă interesează să râdă. V-am spus, calitatea unor femei se vede în momentul când se vorbește o râd de femeie, ce atitudine ea. Alea, rest! Te duci la unul, te duci la altul, după aia spui la altul. Cum credea cineva? Eu nu sunt chiar așa să... Eu iubesc calitatea, nu cantitatea. Deci, cine e de calitate, se vede unde stă. Așa. Deci, cum să stai? Băi, am văzut. Băi, femei bune, ce se ridică la nivel înalt? Alfabetismul?
Violența în familie, vorbitul urât în fața copiilor, denigrările. Păi, cred că asta e singurul lucru care am obținut de după Revoluție. Că ăștia, dacă trăia Ceaușescu, mâncau găini moarte. Umblau cu ciurelul prin sat, cum au umblat. Da, că m-au activat. Asta e. Exact. Dar, uite, am câștigat pe o parte, am câștigat, nu am câștigat nimic. Pentru că eu tot în Italia și-o fost, că eu am fugit înainte. Ce poate, cine știe, dacă era, mulțumesc Meli, dacă era așa soarta să mă întâlnesc cu bărbat, nu mă întâlneam în Italia. Care era problema? Da. Bă, dar și... Nu așa se aude la mine. Aici se aude bine la mine, nu știu în chat, cum se aude, doamne? Hai că am închis căștile. Așa, bârfe, bine, Leo, nu, asta, Alina, nu cred că era la adresa mea, că Leo nu vorbește urât la adresa mea. Și eu, cu el n-am nimic. Deci, nu cred. Așa. Se aude bine. Ok. Așa, da. Deci, n-am, eu n-am treabă cu omul, cu nou omul vorbit, dar tu, când vezi că se spune de bunică tu, deci, asemenea tâmpenii. Mersi. Mulțumesc. Dar ce aberații. Ce aberații. Și fii atent, o doamnă, că eu nu dau nume, v-am zis, doamnelor, vă iubesc mult și vă pup. Nu dau nume. Mi-a spus că i-a dat un mesaj, sau a intrat direct și a dat mesaj. Și zice, cum ai putut să vorbești așa de doamna? Asemenea tâmpenie. Și că am văzut cu ochii mei. Dar nu știu. I-am zis eu. Bă, hai că vorbești, zici eu. Da, am înțeles, Alina. Zici niște tâmpenii mai mari ca tine. Exact. Deci, o văzut cu ochii lui. Băi, la 7 ani el umbla prin Strehaia. Știi unde e Strehaia? Că nu cred că știi geografie, că nici limba română nu le are cu chestia asta. Așa. Nu. Și mulțumesc, Mimi, bine ai venit. Da, are, da, el, da, are el canal de la Strehaia, dă ce treacu vorbește el azi. Că nu are canal, nu are, pe ce are? I-a spus eu când făceam eu live-uri, el se încălța cu fesul. Te încălțai cu fesul. Ia uite, Cora Mihalache, ce ai vrut să scrii? Ia să-ți ia eu ție cheia. Uite așa. Așa. Și ia dă-i doamna Mioara, că nu știu ce-o vreau să scrie aici. Doamna Mioara, mai scrii odată. Așa. Așa. Bravo! Îi dăduse și cheilor astea, ca să vezi cât de proastă. Ela, frățiorul tău în somn. Ce ai făcut azi noapte? Ce ai făcut Ela? Nu le-ai lăsat să doarmă? Ai pus muzica tare? Vezi, am doi copii, mă. Am doi copii. Băiatul și fata în cer. Dar trebuia să iau. Bună, Ela, bună. Bă, să știi că și el a, adică eu i-am spus atunci că i-a blocat foarte multă lume, ea nu m-a crezut. Ea nu m-a crezut că acea persoană a blocat multă lume. Ce să-i fac? Ce să-i fac? La cine mă gândesc eu? De da. Păi ăla ne bloca și pe noi, ne lua chili. Exact, dar eu mai exact. Tu înțelegi că eu ascund dolarul? A? Eu ascund dolarul. Păi, la mintea lui, cere.
Da, nu se cunoaște nimeni cu nimeni. Da, mă, ai avut mulți blocați. Când, păi, ce făcea? Ne lua nouă cheia, eu îmi dădeam cheia înapoi, că eram pe administrator pe contul tău. Pa, dracu, ne lua cheia, dădea cheia, l-a luat cheia lui spaniolului, dădea cheia lui spaniolul. Mulțumesc, nu. Dar s-a supărat spaniolul și a zis că face el amic tot de noi. Da, ce? Pe bune a zis așa. Nu, mă, că nu ne lua cheile, ci și alte chestii. Spor, mă, i-am zis eu, lui spaniolul, zic, păi ăla ne ia cheile. L-am gilit eu după cont. Deci, el mi-a luat cheile. Fiți atenți. Cam ce, Doamne, nu mai zic. El nu vorbește de mine, eu nu vreau să mai vorbesc de el. Deci atât. Îmi lua cheile și alții mă blocau. Bă, dar nu-i dați interviu. O asta lui Mihaela, asta lui asta, Mioara Mihalache, îi dați așa, stați așa, să vă dau eu. Așteaptă, unde-i drept film? Nu-i dați 86, ai maut. Îi dați... Dar tu n-ai văzut ce-o scris acolo, ce prostie o scris. Îi dați ascundere totală. Așa, ascundere totală, că ai venit de la sala. Așa, îi dați ascundere totală, că dacă un moderator, manager, îi dă ascundere totală, i-a luat și cheia. Nu, i-am luat eu înainte. Așa, ai făcut și copii, da, așa. Dați ascundere, nu mai dați time-out. Odată ce vine de acolo, nu. Da. Deci, morgă, direct. Georgia, bine ai venit. Așa. Bine ai venit! Și să vă zic o chestie. Bă, Daniele, ce se întâmplă? Deci, Titina pe mine nu mă blocă. Dar eu scriu la Titina și nu se vede... Nu se vede când eu scriu în chat la ea. Mă, eu i-am zis. Am făcut și live și am spus și în timpul live-ului. Măi, femeie, înțelege că nu ți-am făcut eu conturi false. Am spus și eu. Înțelege că nu faci o conturi false. Dar cum au făcut cont cu fotografie ei și cu numele tău? El brăzit. Îți dovedesc în live, acum, uite, sunt aici pe tabletă, cu uita în tableta, așa cu mine. Vezi că Mazalul are tableta. Așa, bun. Ce am să-ți arăt? Uite, Mazara are tehnologie, fraților. Voi credeți că eu am tabletă profesională, vedeți? Și aici, Dita mai tableta. Așa. Să luăm pixul așa frumos. Până răstune și eu tableta ca să-mi urmăresc de aici. Tu stai în chat? Da. Uite așa. Să vezi și tu, doamna aceea după Spania, că eu nu am decât 5 conturi pe tableta mea și 4 care sunt canalele mele. Așa. Uite, am canalul meu. Interval Virtual TV. Daniel Mazalu de la Strehaia Live. Chatra de la Strehaia și moderatorii al 4-lea canal. Deci am 4 canale de YouTube. Unul am 5800, unul am 68 de abonați, unul am 950 de abonați și un altul am 353. Și încă unul cu Mihai Viteazul de la Strehaia, care știe toată lumea. Uite doamna Titina, uite. Astea sunt conturile mele. Ca să știți și voi. Bun. Acum să intrăm, să-l facem calculator. Bine ai venit. Deci tableta mea se face și calculatorul. Direct în Dex. Bam. Intrăm în Dex să face computer.
Așa. Uite a mea să fac computer. Deci eu pot să folosesc ca și computer tabletul meu. Vedeți? Vedeți cum se folosește? Pe contul de YouTube, direct pe tabletă. Vedeți? Bună, Liliana! Bine ai venit! Am direct sistemul așa, Mozilla Chrome. Deci, vezi, așa intră eu pe YouTube, pe YouTube Studio, direct după tabletă. Ca să vedeți și voi. Pentru că am tabletă profesională. Pentru profesioniști. Accesăm contul de YouTube. Așa, și eu am spus. Deci, Daniel, când are ceva cu cineva... Ca să vedeți și voi, fraților, așa este un cont de YouTube. Vedeți? Uitați-vă aici. Așa este un cont de YouTube. Cum? Așa. Lasă, fii atent ce scrie asta ciurat. Mai du- ia dați-i în... Să nu mă dau cine nu sunt. Lasă, vezi că asta e de familia lor. Să văd ce s-o să facă la tribunal la Palermo, frate-te. Să nu mă dau cine nu sunt? Dar cine știi tu că sunt? Ce mănâncă frate-tu? Nu mă interesează. Să vedem la tribunal cine sunt eu și cine e lui. Ai, mama sa! Frumoasă educație ai dat, femeie! Foarte frumoasă! Felicitări! Foarte frumoasă! Bravo! Copii și copii care nu sunt împingători de nu știu ce. Copii cu nume în Palermo. Dar dacă băiatul meu ar sta lângă mine și ar vorbi în halul ăla, da bine, de la Coteți unde și s-a văzut în fața unui calculator. Hai să vedem. Ce făcea, Daniele, femeia acum o lună a primit amenințări cu moartea în numele tău. Deci nu e adevărat. Hai să vă arăt, dragi prieteni, cum deci Daniel Mazalu nu-i scrie lumea prostii pe chat. Hai să vă spun de ce. Pentru că eu am introdus aici la cuvinte, uitați, ca să vă arăt în premiere, să-i arăt și lui doamna Silvia Păduraru, am băgat cuvinte. Și pe telefon să poate numai, nu numai de am băgat cuvinte. Da. Și de aceea nu puteți să scrieți niciun cuvânt. Orice cuvânt scrieți voi, dar eu-l bag aici. Dar cum își permite femeia aia să intre la mine? Cum își permite? Să nu mă dau cine nu sunt? Dar ce știi tu? La câți ani îl duceai pe femeie? Acum 23 de ani. Păi când știi ea. Păi știi ea. Asta atâtea oameni despre aia care pe stradă. Nu a vorbit nimeni. Și s-au găsit cine? Cine? Eu nu pot să mai spun că acum de mâine proces cu mine. Normal. Nu te da cine ești, că ce au zis? Nu ți-e rușine că nu ți-ai educat bagabu, că n-ai cum să-i zici altcumva. Ar trebui să-ți fie rușine. Mai apar pe ceacul? Mai apar? Eu ca mamă, pot să fie ultima femeie de pe lumea asta. Dacă copilul meu ar vorbi în halul ăsta, eu aș intra în pământ de rușine. Și mai ales oameni nevinovați. Cu titina au făcut-o în toate felurile. Pe mine în toate felurile. Că să-mi închidă canalul. Păi cu ce să-mi închidă canalul? Eu n-am... Mie canalul eu l-am făcut singură. Înțelegi? Uite altul. Uite, cu fotografia lui. Dă-i așa. Total. Bloc total. Morgă pe el. Scrie pe el morgă. Păi voi ați crezut că pe mine mă intimidați? Așa. O crezut că mă intimidează ca să nu dau stenograme. Da. Pe mine... Nu mă intimidează nimeni. Asta o să le punem pe canal, dar meu. Și o să veniți cu pachete la Fiutul, la Palermo. Te asigură, Silvia, că i-am făcut în penal.
Daniele, spune tu, că zici că eu mint. Unde lucrează fiul? La poliție. La poliția statală. La poliția di stato. Poliția di stato se numește poliția statală italiană. Deci nu vorbesc eu, el a vorbit, știe mai bine. Așa. Care se ocupă cu infracțiunile astea? Adică cu ce vorbiți și voi virtual? Sau ocupă altă ramură? M-ai înțeles? El e mult mai deci, dar se ocupă și de chestia asta și se are colegi care se ocupă mult, mult, mult mai bine. Sunt deci, colegi, ai lui. Să nu mă dau cine nu sunt, să vedeți voi cine sunteți. V-ați spus cu persoana greșită, am impresia. Voi sunteți familie, mă? Nu știu că familia ești pe nume. Că nu sunteți italieni, numai, dar și în Italia. Deci copiii, fata mea în acte și băiatul după adopție, primul copil, e trecut Silvia Ingrasia, Păduraru, și Andrei Ingrasia. Și fata e Ingrasia și Ingrasia. Deci, care familie sunteți voi? Și fiți atenți că eu... El a mâncat borci și eu nici nu m-am uitat la live-ul lui, la acel individ, nici nu m-am uitat de sâmbătă seara, nici nu m-am uitat măcar la live. Că eu am dormit la ora aia, dormeam când el făcea live. Ai înțeles? Și nici nu mă uit. M-am uitat după aceea că mi s-a zis că a făcut un live. Și... Oh, George, n-am făcut ca să mă laud. Da. Eu așa mi-a venit, pentru că Daniel știe și el știe și toată lumea știe. Deci, o realitate. Pentru că o scris una în chat, Georgia, că i-auzi, aberează că are copil la poliția de stat. Nu aberează. N-aberează. Treaba voastră. Eu v-am spus, la poliția statală are. Deci, la poliția de stat. Mulțumesc. Ce poliția de stat? Poliția de stat e mână-mână cu carabinieri. De pe Italia. Așa că e cea mai mare instituție la nivel european. Voi care erați cea mai joasnică infracțiune de România să mă amenințați. Păi voi vă dați seama că aici în Italia să construiesc sateliți, să construiesc astea, asamblamentele pentru stația spațială, robotică, și voi credeți că pe Italia e prima în Europa la așa ceva, la cibernetic, care ajută și alte țări din lume, da? Din Europa, dar voi sunteți prea... Da. Și altă chestie. E singura țară din Europa care poate juridic să închidă un canal de YouTube. Deci, voi vă bazați pe aia? Păi mâine se le pune pe rol două dosare. Da. Păi, dacă ei se bazează pe aia... Și altă chestie cu coana. Auzi, dacă voi sunteți, pentru că dacă se iasă mamă, tată, copil, toți, păi eu îți fac și când doi copii minori în casă cu asemenea persoane nu trebuie să stea. S-audă ce s-aude, ce iese din gură. Exact. N-are voie să stea cu... Uite, vezi? Eu sunt într-o cameră unde... Sau ies pe stradă... Bine ai venit! Vorbesc cum vorbesc. Mai înțeles? Ies pe stradă. Altcineva, v-am zis, mă gândesc mâine cum se retrag, pentru că ca între femei, a fost o flocăială între femei, înțelegeți? Așa. O flocăială între femei, dar pe ăștia niciodată, tu nu mă cunoști. Nina, bună ziua, doamna Titina. Bine, că-mi place numele. Nina. Bine ai venit, Nina. Deci, ca să intri tu și să spui că-mi închis canalul,
Păi poți să mi-l închidă, mă. Care-i problema? Care-i problema? Ați văzut, fetelor, la câți mi-am pus eu abonați? Tanina, binevenit. La câți, dacă puteți să-i puneți canalul și lui Titina, dacă vrea să asculte sau să intre, dar nu că ea ascultă, poate are și ea live, lăsați. Care-i problema? Am pensie cu coana, că nu câștigați voi toți într-o lună. Păi eu nu mi-am pus canal ca să dea asta. Nu face nimic mine. Vreau să nu uit limba română. Limba aia care voi nu știți deloc, care dați cu de gardă. Care vai și amar. Mai bine strimeteai copiii la școală decât să intre pe canale. Copiii mei au făcut școală. Și de asta sunt mândră. Da, da, să ducă și la școală, să... Da. Uite-mă la școală. Mai bine munceai și strimiți copiii la școală decât să intre... Băi, eu știi că mi-a venit scârbă și greață și n-am cuvinte. Am pus canalul meu. Mi-am pus abonați. Și poți să, mă, fetele, dar poți să-l închidă. Care? Dar cine e el? Pentru că asta e altă infracțiune. Și aveți grijă cu asociațiile, cu fraierit oameni, că v-am făcut și asta. Exact, vă da. V-am făcut și asta. N-au voi, fetelor, nu cădeți în capcana la așa ceva. Pentru că avem interzis de YouTube, Gabi, bine ai venit, să facem asociații de benefacere pe YouTube. Sunt? Da, Meli, da. Și am, da, l-am abonat. L-am făcut la 6.000, uite, am 6.080. Deci, dar n-ai cum să faci asociații, n-ai cum să faci o donație la cineva ilegală, adică tu da. Să ceri bani la lume... Din vizualizare. N-ai cum să faci așa ceva. E ilegal ce faceți voi. Exact. Trebuie să ai o societate care sau de asta. Un fond de asta. Exact, Stella, bine ai venit. Grupul infracțional. Și-o caută cu lumânare. Păi dacă voi deci, vreți să faceți ce-a face... Sunt chestii care se fac cu dedesubturi, se fac că se ceartă, că se... Exact, asociații non-profit, n-are vot. Asociații non-profit. Așa. Ele, mulțumesc. Deci sunt, cum să zic, sunt anumite asociații, dar nu se fac... Deuri, da. 6.000 vizualizări, fii atent. Băi, dar crede lumea proastă? Voi îmi faceți mie vizualizări, înțelegeți? Că voi știți cât ei banii au ei. Uh-huh. Așa, pentru că scrie acolo că nici n-ai voie să scrii, să spui venituri. Și după aia eu din banii ăia mă duc și donez. Băi, bună, Lorente. Băi, dar lumea... Voi chiar așa credeți că lumea e așa de proastă? Bă, da, în stenograme zicea, scria. Bă, deci, scot celelalte stenograme. Acum vă zic, sunt atât de ocupată, da. Oricum, am înregistrat și live-ul care l-ai pus tu pe privat. Da. Și orice. Deci la mine e arhiva YouTube, dragi prieteni. La mine e arhiva YouTube. Dacă vreți arhiva YouTube, e la mine. Exact. Fac bunut și strâng fonduri pentru a mă amărâți. Bine. Vă strânge pe dreacu să ia. Așa. Păi ce vorbim, domnule? Ce vorbim? Da, uite, s-a făcut și v-am mai spus. Nu pot să pomenesc, unde că nu vreau să-l mai pomenesc, s-a încheiat. Deci eu spun de... A fost un caz astă vară în care erau implicați într-adevăr Cătălin, băiatul lui Olga, era și el. Și când mi-o așa... Exact, Monis, așa-i! Ești amărâtă! Claudia e amărâtă! Exact, Alina! Zeița, te pup!
Mamă, Zeita, Bună, Zeita, bună. E tata mea. Deci, și Cătălin mi-a scris așa, doamna Silvia, dacă vreți, red, te... Așa, te salută Zeita, Daniele. Bună, bună, Zeita. Salut, Red, salut. Stai să dau cheie lui Red. Ia, bine ai venit, Red, să-ți dau cheie, mă. Să nu te mai, să nu te mai blocheze nimeni. Ia, scrie, Red. Scrie. N-ai pus să ne pun. Exact, vezi? Te-am făcut bărbatul cu cheia orașului Palermo, Zeița, ce zici? Aoleu, aoleu, aoleu. Și stai să vă zic. Deci Cătălin mi-a zis așa, dacă vreți să trimiteți bani, că face cineva chestia, strânge bani pentru așa ceva, ăsta e, mulțumesc, Viorel, ăsta e contul, ăsta e adresa femeii, dacă vreți să trimiți și pachet. Și ăsta e numărul de telefon a femeii ca să o sunați. Bă, da, vreau să văd și eu, dar vreau să văd și eu ce preot de la o biserică îi bagă pe ăștia în seamă, că face de donație. Bă, ați nebunit la cap, acum a băgat și preot. Ați nebunit. Mă lăsați drept cu... Bine, păi intru, Zeița, la 16:30. Bine, că atunci îl închid eu și 16:30. A, mai e jumătate de oră, că și așa trebuie să-l închid, că știi. Și să vă zic o chestie cu asta, cu strânsul banilor, cu popa. Eu vreau să văd popa ăla, dar în biserică. Normal. În fața altarului. În biserică, cu toată... cu toată chestia aia. Nu, le-am blocat. Iana, i-am blocat pe toți de la Strehaia, că nu vreau să vină cu să rămână și să nu să dau înapoi. Eu mai sunt și proastă, mă apucă mira, dacă se apucă unul dintre ele de plâng și nu știu ce. Am blocat tot ce am avut de la Strehaia, la mine e blocat. Înțelegi? Deci tot e blocat. Slujba online, Claudia, da. Deci să vină popa îmbrăcat așa frumos, ca un popă, în fața la și să zică, uitați-vă, oameni, ăsta e contul. Și dacă vreți, băi, oameni buni, dacă vreți să faceți donații, faceți aici. Nu vizualizări. Tinerit, nu vizualizări la aia. Păi, dar crede lumea proastă. Tot Tina, pentru... Bă, dar cum poți să zici tu la cineva... că trebuie să facă vizualizări, să facem bani și să cumpărăm ceva. Băi, nebunilor, ați nebunit? Păi, voi știți că România este ilegal și în Europa este ilegal ce faceți voi? Vreți să faceți? Dar nu se poate. Nicio problemă. Nu te oprește nimeni să faci donații. Dar cum din tasca ta, din buzunarul tău? Bă, normal. Ești, nu dăm vizualizările la lume. Bă, din vizualizările tale. De. Da, să ai vreo 50 de mii, să dai seama, să faci atâția, trebuie să ai vreo 50 de 100 de mii de vizualizări. Păi de ce ei voiau? Vine Paștele. Păi voi foame, mă? Păi băi, eu știu la șmecherii de-astea ce se făcea pe YouTube. Și știi tu ăla care eu vorbesc de tine, ce șmecherii alte se făcea când erai tu pe vremea așa? Știi tu Germania, Anglia și așa mai departe, că știi el despre ce e vorba. Despre ce vorbesc eu? Așa e, faci pe contropul. Te duci. Uite, Zeița știe despre ce vorbesc eu. Zeița știe. Dacă știi tu, cu despărțiri, cu luat de familii, despărțiri familii,
știe tu, zeița, despre ce zic eu. Ați văzut astăzi vlogul meu? Acolo fac eu voluntariat. Păi două le-am deschis eu, le punem cum nații mei mâine pe rol. De asta am blocat toată lumea, să nu vină cu plânsete, urlete, că și așa e, s-a dat telefon și am blocat telefoanele. Deci nu mă mai interesează informații despre ei, nu mă interesează nimic, așa, că ei îmi dădeau ca să vorbesc, ca să fim sinceri. Aia care aveam eu legătura. Ai zis, Silvia, și pe canalul tău de asta. Hai, te rog, uite ce se vorbește. Acum, gata, sunt încheiat. Scot și te rog frumos, nu mai dea stenograme. Nu, le dau în continuare. Deci, fetelor, vedeți acolo, astăzi, de asta, eu fac voluntariat în sensul de toate. Bă, să intru și la bucătărie și știi, Daniele, cum să fac cu voluntariatele aici. Nu. Palermo, eu am fost la voluntariat, că sunt tentați care... La... Tot așa cum s-a dus Silvia, 6 luni am fost. Da. Tot voluntariat. Da. Și fiți atenți, trebuie să ai un salariu mai sus de 1000 și ceva de euro. Ca să nu fii tentat să bagi mâna. Pentru că acolo se aduc ajutoare și... Dacă toate... bagi mâna, e jaleolă. Așa. La, mai ales cum e la protecția civilă. De la fiecare. Protecția civilă, Humanitas, toate da. Formulele astea. Deci trebuie să fie, deci, ori angajat la astea, sau cum sunt eu pensionată și cum suntem noi, avem și o firmă, avem niște chestii. Hai că vă uite, vă pun în live aici, ca să vedeți și voi. Am fost la unitate cu ele. Zeița, tu nu uitați, l-ai canalul nostru secundar? Uitați că am fost pe ambulanță. Uitați că am fost pe ambulanță. Bă, ambulanță la succurs medical, la pronto, cum se zice în Italia, se zice la pe ambulanță, la prim ajutor, pe ambulanță. Uitați. Uitați, dați prieteni, emblema Italiei cu medicina, vedeți? Ca să vedeți și voi. Exact, Georgia. Exact, nu știu nimeni. Ați văzut? Uite, Silvia, vezi? Cum să nu găsești Zeița? Avem aici, de la Uniunea Europeană, vedeți? Deci, am fost pe ambulanță de prim ajutor. Ca să vedeți și voi. Nonis, nu cred că se bagă Leo. Pentru că Leo cunoaște legile. Nu cred. E și el normal. Așa. Deci, 2168. Sau 618. Cât e canalul fetelor? Că nu mai știu. 618. Și cum, este doamna Silvia la... Pe prim ajutor. Spuneți-le la lume cum este pe prim ajutor, pe ambulanță. Nu intră oricine. Nu intră oricine, ca? Pentru că... Na. Da. Da. Așa că... Cum să nu mi-apară, mă? Cum să nu mi-apară? Mi-apare. Mi-apare Zeița. Care e problema? Zice, mazalul pe bune. Ce mazalul pe bune? Nu, vezi că nu-i apare canalul meu. Ea intră tu la canalul secundar. Vezi, nu se intră. Nici o problemă. Da, Nonis. Uite, mai dăm și o abonare. Bravo, Silvia. Hai să ne abonăm cu toate. Uite, Silvia, ai 77 de abonați. Uite, bravo, ulei. Ești prietenă cu mine pe Facebook? A, ai un câine. Bine, Nonis, vezi ca și Claudia. Așa mănânc, așa e. Cum, dai să vede, mă, să vede. Deci nu poți să intri de aici după stream-ul ăsta, trebuie să te duci pe YouTube normal. În Roma. Băi, și așa că... Ei, dacă îl cauți pe YouTube, cum să nu găsești? Uite, vezi, dar toată lumea mă găsește. Ce ai zis?
Și ești bolnavă? E îmbolnăvit. Deci, ce are Lonis? Ciupercă? Sigur că va scăpa de ea. Sigur că va scăpa, dar depinde în ce parte a corpului are ciuperca. A, trebuie să scrii. Păi nu mă ia link-ul ăla. Ca ce să scrii? E normal că nu ți-l dai. Păi canal nou acum așa. Cati, deci al doilea canal. 2, 6, 1, 8. Intrați link. Doamna Cati, vă rog să mă scuzați dimineață. Am vrut să trimit la cineva care știe Facebook-ul lui Titina. Pentru că a apărut să Titina, fotografia lui Titina. Da, mă, dar da. Eu i-am zis că ce dracu să mai zic. Au metil și cortizon injecție. Păi da. Dar asta e foarte bun. Și încercați. Normal! Normal! Da, a scăzut în greutate. Ia uite, sunt. Mi-a venit și al doilea canal pentru monetizare. Ti. Deci apare primul canal și dă în jos. Deci dai crawl-ul în jos și undeva, uite, atent, apare al doilea canal. Ca să-l pun pe Daniel să mi-l facă, că nici nu l-am făcut. Așa. Mă, dar trebuie să scrii Silvia Păduraru 2, ai înțeles? Să-l modifici. Da, să scrii live 2, ai înțeles? Bine. Sau cum vrei tu, dar să scrii... Da, are ciupercă, Nonis. Deci are ciupercă. Deci încearcă, fă-i unde spălături cu bicarbonat. Faci așa, o căniță de bicarbonat, o căniță de aia mică de bicarbonat sau 10 lingurițe de bicarbonat, înțelegi? Și o jumătate de kil de apă. Și o lași un pic să topească bicarbonatul ăla. Și momentul și locul unde există așa ceva, tamponează. Cu apă călduță, cu bicarbonat. Își revine. Și mai ales dar sunt unguiente. De ce nu ți-o da și unguiente? Câți ani are Nonis, cățelușul? Câți ani are? Și ce rasă? Că așa nu știu. Să știu lungimea părului. Și fără carne. Uite, are dreptate, Claudia. În perioada asta nu-i dai carne deloc? Rocantine? Andaluz. Păcat că e frumos de moare ăsta, e frumos, ce să spun, e un câine nobil. Nonis. Vă mulțumim că ați făcut, trebuie să schimbă doamna Silvia, doar trebuie să schimbă ceva la canalul 2, trebuie să scrie Silvia Păduraru 2, adică sau canalul 2. Trebuie să editezi acolo și să schimbă titlul la canal și să scrie Silvia Păduraru, canalul 2. Acolo dau toate. Auzi, intră... Băi, eu de aia de ai voi, de a voi, de cum sunteți voi, eu la Timișoara și nici ce nu primeam, ni se ajungă lângă gardă. Exact. Dar nu, încearcă cu apă, o soluție cu bicarbonat. Și antibioticul e foarte bun
și vorbește cu doctorița care, sau doctorul veterinar de unde aparții, antihistaminic ceva. Că știi de ce? S-ar putea să fi făcut ciuperca asta și o alergie. Iliana, cum nu-l găsiți, mă? Uite, Mazalul cum îl găsește, mă? Scrieți Silvia Păduraru 2618. Vă apare primul canal și dați-mi crol. După multe videouri ce s-a făcut și eu la mine, tot așa mă găsesc. Mă, hai că vi-l pun eu. Hai că-l pun eu. Stai puțin. A să schimb și poza de profil. Uite, Nonis l-a găsit. N-ai pentru ce, Nonis? Cu plăcere. Îmi face plăcere. Claudia, ta cum se simte, principesa? Hai că am făcut și noi 30 de like-uri. Ca să bage YouTube-ul distribuiri. Să treacă peste 30 de like-uri. Când treci peste 30 de like-uri, bagă distribuiri YouTube-ul mai mult. Da? Da. Și ce am vrut să zic, Petru, puneți-vă canalele, Iela, puneți Daniel și tu canalul. Care aveți canale, puneți-vă canale. Lasă-mi naibii de canal. Că nu stăm noi, că avem la canale, dar mă supără. A, se simte bine. Ai văzut? Mama la dietă. Noi avem bine canale, că mă supără, doamnă. Avem. Și așa că... Așa, ce oră e? Mai puțin, papa. Am făcut și eu 5.800 de abonați. Adriana Star. Despre cine este vorba? Păi, Adriana, cum să-ți explic? Am fost denigrată, tărâtă, făcută, prostituată. Am făcut, când eram la Strehaia, cu niște mizerii, niște mizerii. Și mare tu, pe o maică-sa și taică-sa. Ordinarii aia, că nu pot să le zic altcumva. Deci eu de ce mi-a fost greață să vină să-mi spună că îmi distruge canalul? Poate-mă, nehaliților, mă! Eu am din ce trăi. Pensia mea și cu pensia lui bărbatul meu, voi nu faceți, mă, într-un an banii ăștia. Corect, corect. Și veniți voi să spuneți privați canalul. Plecați, mă! Eu când era mama la fata aia din Italia, Adriana, spuneți-i voi, că nu mai... persoanele. Așa. Explică-i, Daniele, tu. Deci, când era vorba de o femeie care era în spital și era grav și era distrusă toată lumea... Cine e personalul de persoane? Această femeie, cum zice patroana, așa, a ieșit și odată în ea și să spună, băi, care nu vă interesa, chiar dacă fata aia ar fi cerut bani, să zice, probabil n-a gata, nu poate lumea, când cineva bolnav are la dispoziție o sumă, nu toată lumea. Și dacă ar fi fost așa, cu toate că nu a fost așa, de ciudă! Like-uri, 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 cât mai multe! Și vă zic o chestie, așa să fi fost, sau nu, să, dar pentru că îi rodea, nici nu o să întâlniți. Da, deformator de opinie, ferească Dumnezeu, în ce limbă face? Că nici romanes îi rudar. Îți rudari. Deci în ce? Exact, Maria. Bine ai venit, Maria, te pup. Așa. Și eu ieși și dădeam femeia aia. Băi, oameni, dădeam femeia aia. Bă, femeia era în spital. Era o chestie urâtă. Deci, Doamne ferește, eu știu ce înseamnă boala aia. Și ei au ieșit toți ca hienele. Păi sunteți de scârba lumii, mă.
Maria, sunteți de scârba lumii. Și eu n-am eu treabă, nu o să mă, nu cobor la nivelul vostru de jeguri. Ați înțeles? Nu există tribunal. Bună, Titina, bine ai venit! Bună, Titina, bună! În sfârșit, uite, te bag moderatoare, Titina. Să nu cumva să te cineva, să te cineva blocheze la mine. Scrie, Titina! Nu să, nu mai zic, Titina, să nu mai zic, Titina, că mi-a făcut conturi false, că eu nu fac de conturi false cu tine. Și Titina, scrie ceva să văd dacă ce-a venit. Nu fac eu conturi false. Așa. Face ăia nebune ăia conturi false. Da, acum ce cu fotografia lui Titina și cu numele tău, Daniele? Așa. Titina, te pup pentru mine, vă spun, mă, fetele, felicitări, Titina, pentru numărul de abonați, peste 12.000, așa, eu mă bucur, parcă ar fi canapel. Vă spun sincer, uite, mă vezi acum, îmi vine să plâng, mă bucur, pentru că n-ai uite, Titina, am să intru pe YouTube Studio la mine și am să te deblochez în premieră. Am așa. să te blochez pentru că ai fost blocată de un moderator de-al meu, te-am văzut și aici. Tu ai crezut că eu am să te deblochez. Daniel. Deci eu era, cum să stau cu căștile în urechi? Era petrecere. Am văzut-o închinezit, frățioare. Și am dat și eu, am râs și eu, așa ca de nebună. Când am văzut că tu, așa, și eu am făcut curățenie azi mare, Titina, la mine. Am dat cu aspirator, am dat multe chestii, în fine. Și când am văzut ce s-a întâmplat, ce am făcut cu martor aici, am făcut cu el și el, mă, numai nu plânge omul ăsta. Și Silvia, păi m-a acuzat că am făcut eu conturi false. Eu n-am făcut conturi false. Uite, crede, vezi? N-am făcut. Vezi, erai blocat aici, vezi? Erai blocată, vezi? Și te deblochezi. Ca să vezi tu că Daniel Mazalu niciodată nu ține lumea blocată și sau uite, ca să vezi. Auzi, Titina, a intrat familia toată. Ai văzut? Te-am deblocat în direct, Titina. Ca să vezi tu că eu așa. Nu am numit cu tine și niciodată nu mi-am făcut conturi false cu tine. Și am la dispoziție tehnologie. Am totul profesional la mine în casă. Dar eu nu mă ocup cu așa ceva, care se ocupă cu trafic. Cu dăștia știu eu care sunt ăștia, da? Babu, în fine. Îi știi și tu. Eu am șanți conturi marțelate. De ce vă zic mulțumesc la toată lumea care m-a susținut și mă susține și Daniel, care e copilul meu, odărlitul meu copil, cum să nu mă susține? Că dau cum să nu? Păi, dar pui întrebări de asta, Zeiță, stai că te iau și pe tine, tu ești nepoata mea. Și eu rău dau în tine. Cum să nu spui live-ul meu? Cum să nu spui limba? Că intru și eu acuși la tine. Hai liniștită. Și... odărlit, da. Aici, fii atent, o intră în măsa și tasă. Să mă amenință că mi-închide canalul. Da. Păi, băi, eu nu-s muritoare de foame. Să mă închide, da. Dacă eu mi-am pus abonament Otelo, eu vin de Snemona, dar îmi iau Batistă. Bine, bine, Zeița, venim. Și ce am vrut să zic de asta, de... cum să nu pui? Bă, pui întrebări de asta, Zeița. Normal. Dacă eu mi-am pus abonament la 5.800 de abonați, la 5.900 aproape la abonați, deci vă dați seama cât de moartă sunt eu să fac bani. Dacă ei ies toată șleata, băi, toată șleata să dea oameni, să bârfească, să denigreze, păi omul nu poține. Aia te salută Bogdan. Deci oamenii salut, nu-i poți.
Omul se duce unde vrea. Că eu ca liver, uite, cu tine aici, care ea e specialistă, băi, de ce o apreciez pe femeia asta? Bă, femeia asta vorbește 4 ore. Bă, au vorbit 11 ore jumate, 12 ore jumate. Deci vă dați seama, 12 ore să stai să ții un live 12 ore și să vină unul care să crede. A apărut. Băi, dar mai a venit un... Fii atent, Titina, că mai a venit cineva, tot un hater de-al meu, tot un hater de-al meu, care ți-a donat acolo în chat și după aceea ți-a făcut cont fals cu tine, ca să vezi bine că eu mă uit la live-urile tale cu atenție și le studiez în privința chat-ului. M-ai înțeles? Dar le studiez. Bogdane, ca să văd, ca să spun... Că... Băi, spune-i lui Bogdan în ce limbă să-i spun. S-o mai cheresc prea. Nu mai cu prea rău, nu mai pune mâncațe ce mățicane de-astea, că nu e voie, mâncațe, talentul matalei, mâncațe, buleaua matalei, mâncațe, da, ca bătrânita ta aia, bazalul, băi, e mai mare, sunt mai mare ca tine, nebunule. Titina, așa am pățit eu, am adormit cu căștile urechi și la zeiță odată, am adormit cu căștile urechi, unde scotea bărbatul, m-a și speriat. Nu știa așa. Bă, asta, ca... Uite, spune tu, Silvia. Nu v-am spus eu de Titina. Eu v-am spus de Titina. Luzeița, i-am spus când avea Titina și i-am spus când avea 300 de abonați, nu mai știu, cam așa. Și i-am spus, bă, femeia asta are capacitate, o să ajungă departe. Și zice, exact. Hai să o luăm la noi. Hai să ajută și pe ea să facă live-uri frumoase. Voi spune 4 ore, 5 ore vorbește și cântă și ține. Păi și eu, cum? Bogdane, am bărbat italian, da. Băi, Titina, noi te-am urmărit de la început. Adică tu te-ai săltat pe proprie tale live-uri, m-ai înțeles? Exact. Noi știam că tu o să te salți. Și nu era că dar m-a enervat că ai zis că ți-am făcut eu conturi false. Nu e adevărat. M-am jurat pe familia mea că nu am făcut eu conturi false cu adresa ta de YouTube. M-ai înțeles? Da, na, tu n-ai înțeles. Eu am zis, îmi cer scuze public de la tine. Încerc scuze public de la tine, dar nu n-am nimica cu tine. Eu știu că aveai potențial, de la 300 de abonați aveai potențial și știam că o să ajungi departe. Mă scuzați un pic. Ăsta este Titina. În rest nu am nimica cu tine, nu... Eu am cu... Cine am eu cu acel om și știi foarte bine, cu acel băiat, e pentru mine un copil, o să rămână un copil, neat împărat al YouTube-ului și eu pentru că s-au făcut multe conturi care mă incriminau. Și așa că... Ce-am vrut să zic eu? Eu ți-am spus, eu nu prea îmi cer scuze public, dar eu la tine mi-am cerut scuze public. Ca să audă toată lumea. Că n-am nimic cu femeia. Ca să dea de înțeles unii că am ceva treabă cu femeia și nu vreau să încerc scuze public. Nu, am cerut decât la două persoane scuze public. La Cristi Marin, la Silvia și la ție, la trei persoane. În rest, eu nu prea cer scuze public, eu nu mă scuz public. Pentru că eu mi-asum ce fac. M-ai înțeles, Titina? Eu mi-asum, Silvia și asumă, suntem cum oameni asumați. Eu niciodată, dacă greșesc, eu... Dar dacă... Dacă tu o să vezi ceva, o să trimitem noi ceva,
hai să-ți dai seama de multe lucruri. Că eu le-am trimis lui doamna Silvia, eu le aveam. Da, alealante. Alealante. Eu le aveam pe alea și mai mult. Alea vechi. Alea da, care ce? Păi, Titina, tu erai să plată de prin ianuarie. Deci nu știu dacă atunci era. Problema a fost că au vrut să te dărâme și n-au putut să te dărâme. Ei cam asta fac, dărâmă canale, m-ați înțeles? Dar nu-i frumos să vorbești despre tata lui Olga și a lui Leo, m-ați înțeles? Nu e frumos să vorbiți așa ceva, de patronul. N-aveți niciun drept. Chiar nu-i frumos să vorbiți de patron. Păi omul ăla. Asemenea porcării. Doamne, că nici nu poți să le pronunți ce dracu a pronunțat nebunul ăla. Și vine maică-sa și cu taică-sa să mă amenință. Păi femeie, eu să am asemenea copil, mie mi-ar fi rușine să ies din casă. Dar voi nu aveți de unde să... De unde e educație, mă? De unde să aveți voi educație? Da, de unde dracu educație să aibă și ei? De unde să aveți educație? N-are cum să aibă educație, n-are cum să aibă... Deci eu l-aș fi luat, băi, dar tu cunoști femeia. Băi, Bogdane, cineva să zică de... tatălui Olga, că i-a dat lui Silvia nu știu ce și i-a făcut nu știu ce, e dat dreptul strigător la cer să amintim morții din mormint. Încă n-a aflat toată lumea, dar o să afle în curând toată lumea despre ce e vorba. Păi nu știi, Bogdane, ăla după Spania, care te-ai dus tu la el pe live, i-a zis că... telefonul lui Andreea Ingrasia. Hai să spun lui Bogdan. Da. Deci ăla care te-ai dus tu la el pe Spania pe live, i-a zis lui doamna Silvia că patronul de la Strehaia, tata lui Olga și lui Leo, a pus-o în genunchi și a subt aia. Ai înțeles? Uită-te acolo pe live. Așa. Să vezi ce zice despre doamna Silvia. Ca să îți faci tu o părere, că a spus ceasele, că a făcut, pe aia le vorbe. Deci, că i-a făcut patronul. Păi, și băgat voi lumea. Îți spui să discută canalele care se ridică. Nu ne ajunge oamenii. Păi nu-i bine, Bogdane. Păi cine a vorbit? Ăla, căpșunarul după Spania. Ăla a vorbit. Cine să vorbească? Eu am vorbit. Mai înțelegi? Nu se vorbește de astea. Să aduci aminte de... Să scoată trăznăi. Uite, doamna Silvia l-a acționat în judecată. Ce mai vreți? I-am dat asta, să plătească. Să plătească ce a zis pe la ei. Dacă nu plătești, el... Spune, Silvia. Ușurea, ce vrei să spui, Zeiță? Stai că nu știu ce vrea să spună Zeiță. Ce ne aștepți? Ușurel că nu accept minciuna. Ce minciună? N-am înțeles. Nici eu n-am înțeles. Da, Mazalu nu a făcut conturi false. Nu știu. A, n-ai făcut tu conturi false? Nu am făcut, normal că n-am făcut eu conturi false. Bă, sunteți... Deci, mă, oameni buni, omul ăla era de o corectitudine. Deci, ok, ca să știe și Olga, despre ce se vorbește pe YouTube, s-a vorbit sâmbătă seara. M-ai înțeles?
Și Alin era acolo. Dar o să și plâng. Alin era acolo. Dar e frumos, Bogdane, e frumos, Olga. Scrie Alin să vezi ce spune, face mâine. Ei, Alin, e anunț oficial că de mâine vei face cu spume. Și nu mi-e milă. Eu n-am vrut să fac, deci exact, eu n-am vrut să fac pentru respectul care îl aveam lui taică-tu, lui bunică-tu și lui bunică-tu. Cu toate că am mai ziceam de ea și știu ce, că așa am zicea. Mai zici și tu ceva, mai zici și tu cu așa. Așa, vezi că zeița cu numele lui Andreea, cunoști tu. Așa. Și eu de asta n-am intrat. Dar n-am, deci nu n-am vrut să deschid și am închis dosare și asta. Dacă l-am văzut pe Alin, o zis, lasă, vezi ce... Nu cunosc, sunt trimis link-ul. Păi du-te și te plimbă, mă. Dar când intram, când toată lumea vorbea tâmpenii, că copilașul ăla e făcut cu Leo și că nu știu ce a făcut Mihaela, și intram și mă lua toată lumea de piept pe acolo, că nu e adevărat, când de maică-ta se vorbea urât, atunci am zis, ai mulțumesc cu... Mă apucă dracii, da? Liniștit, că aia se ocupă cum la tine. Acum nu mai... Nu te auzi, bă, că pe urmă nu mai te cunoștea. Nu mă mai cunoștea. Adică, băi, o cunoaște Tomi de la Strehaia și nu mai... Pe de unde să te cunoaște? Nu mă cunoștea nimeni. Nu mă cunoștea nimeni. Nu mă cunoștea, ce... Da, cred că am prețea care cred că te duci la cercuri. Pe bune trebuie duci la cercuri. La pirostii. Așa. Trebuie să scot canalul lui bărbatul meu de aici, că n-am eu chef. Că sunile în chat. Așa. Așa, l-am șters. Ce e? Da, mă, am Nora. Mi-au trimis fetele. Dar eu am... pe ăsta canalul a fost înregistrat, am dat prima dată juridic la YouTube. Că așa se face. Asteția juridică. Astăzi ei la 8:30 mi-au trimis live. Înțelegi? Și mi-a trimis mail. Da. De la tine, Zeiță. Așa să faci, Zeiță. Așa să faci. Cine vorbește acum, Nora? Tot ăla? Nu mă interesează. Dar cum pot să vorbesc? L-am dat în judecată. Și da. Tot ce se vorbească, o să fie prezentat la, bună, la tribunal din Palermo. E, să fie acolo. Să vorbească, Claudia, să vorbească. Să vorbească. Pe mine nu mă deranjează, nu mă mai deranjează. Ce am avut de făcut, am făcut. Tot ce se vorbește va fi pus în instanță împotriva lui. Are problema. De aia nu mai pot eu. Dacă el are bani de avocați, ce să-i fac? Să aibă bani de avocați, ce să-i fac? Pe drum? Da, nu, că pe drum o să-l aduc o mașină frumoasă. Da, îl aduce mașina aia specială. La Levinsky o cheamă pe masă. Așa. Trebuie să demonstreze chestiile astea. Băi, eu cred că am impresia că zice că e glumă. Dar nu e glumă. Că am spus că e serioasă treaba, da? Treaba ta. Păi bine, să vă arăt de denunțe de la poliție. Deci dacă era să nu se implice poliția, că e virtual. Nu, se implică. În Italia chiar are o implicare foarte mare. Așa. Deci poliția. Nu putea mai departe pentru tribunal. Normal. Așa. Și nu trimitea la Bistrița și în Spania. O să primească în Spania.
O să primească și acasă, unde a avut domiciliu. Zeița, cum e pentru publicitate? Pentru publicitate? Hai să vezi ce publicitate dau eu mâine. Publicitate îți faci singur cu mâna ta. Eu ți-am zis că ăștia nu se joacă în Italia, cum e în Spania, mai înțeles? Sau cum e în România. Ăștia nu se joacă în Italia. Deci aici să duce o campanie, care știți, care sunteți în Italia, violențe sulle donne. Da. Și dacă e bine, la cultura care o au ei. Da, la vocabularul care îl are el, de unde dracu să... Păi să vină, asta zic, eu l-am dat pe el în judecată. Și el trebuie să vină să dovedească. Exact. Eu spus cineva din Strahaia. Păi zis că o văzut cu ochii lui. Deci am marcă. Exact. O văzut el cu ochii lui. L-a văzut pe patronul. Posibil, știu, o fi avut întâlniri nocturne cu patronul noaptea. Mm. Măi, nu știu, bună Zeița. Păi totul de la frățiorii. O să întâlnească toți. O ce contează atunci ce rugăciune ortodoxe citite? Ce chei dăpăi? Asta, felii. Citite, e felii. Mă, de ce să tai Zeița? Știm că de la... era în chat, Alin, nu? Nu te am curajul să spun. Când ori auzit de stenograme, ori lua foc. Ori înnebunit. Păi stai că acum n-am dat, am dat puțin, că n-am avut. Am dat puțin. Da, da. Și dau mai multe. Acum, exact, Mira. Acum le dau cu numerele de telefoane întregi. Gata. Și cum își zic pe nume? Eu le-am evitat alea. Exact. Să vorbească. Ce mă interesează? Eu fac legal. Ai văzut de tine? Și atunci... Păi nu mă, că eu am impresia că are bani. Am impresia că are bani să plătească. Mor. Păi mor. Știi de ce? Că, că ies a... Ei au impresia că mă sperie. Ei au impresia că pe mine mă sperie. Când distruge canalul, mă piș pe el canal, scuzați-mi de expresie. Dar nu mă las de ei până nu-i duc unde știu eu. Băi, las doi. Băi, eu am plâns pentru dosarele alea care au fost. Eu am plâns pentru ei. Și m-a rugat de cumnații mei. Și bărbatul meu s-a rugat și zis, bărbatul meu are ideea asta, diferită de a lor. Au zis, băi, știi ceva în afaceri, câștigi, păgubești, negustor te numești. Hai, o mare și așa că vezi ăla după Spania, că ai băgat și pe aia doi, înapoi de unde era. Mai mulțumesc că în seara asta o să-i trimit un mesaj lui Leo, să-ți mulțumesc că frumos. Să-ți mulțumesc că frumos. Mulțumim, domnul Leo, mulțumim. Ai văzut ce s-a întâmplat, domnul Leo? Dacă ți-am spus să-l oprești pe ăsta, n-am mai înțeles să-l oprească. Așa. Ei, ați continuat. Păi tu ai intrus, continua circul. Indiferent de aș fi fost o femeie care aș fi dat cu sapă și aia e o muncă respectabilă, mă, și asta. Să fi fost o femeie, și, dar nu contează ce sunt. Tu n-ai venit niciun drept să vorbești de mine. Da, mă, Ana Maria, de mine vorbești. Tu nu știi că de mine se vorbește acolo. Acolo acum sunt fantomele așa. Deci înțelegi? De ce pot să vorbească? Nu, dar nici, voi vedeți că ascult, nici nu mă interesează. Abonam. Pentru că așa să învățați. Deci nu mă interesează de canal. Eu nu, deci el o să zică ce o zice. Deci i-am făcut primatul juridic, după aia s-a făcut. E, ați văzut? Și venea o doamnă la mine să-mi spună mie că, doamnă, e postul Paștelui. Bă, femeie, intră pe canal acum, tu l-ai iertat? Așa e. Deci tu ai iertat așa ceva, fără nicio motivație. Doar că am spus
Deci, fără să spun că pun stenogramele, așa, pascas, așa. Deci, până să pun, să spun că pun alea, stenogramele, nu mi-a avut nimeni grijă. Deci, trebuie să mai spun despre cine e vorba în propoziții? Nu, no, știe, nu mai lăsați că oricum știi ăștia, vă întreabă pe... Cine vă întreabă, treaba aveți, bă, domnule. Ce? Iela, nu mai trimite că nu mă interesează, eu nu mai interesez. Pentru că acum canalele lor, am dat 4 canale, care sunt supravegheate de poliție. Eu una nu mă mai interesează. O să vorbească ce vor. Deci, cum apare că le apare lor, tu știi, Daniele, cum se face, le apară canalele la ei. Eu nu mă mai ocup. La mine e blocat. Deci eu ce să s-o ocupă poliția s-o virtuală. Nu mă mai ocup de așa ceva. S-o ocupă poliția. Pronto, salvo. Salvo, ce fac? Salvo, ciao, ciao. Nu, doarme. Stai. E cozi urgente? Bine, că-i zic-o când se zvelie. No, perché c'è una problema, non posso svegli, perché ho preso una medicina. Salve. Exact, Alina Mariana. La, uite, la 5, e bine? Sì, sì. Așa merită aceste personaje. Va bene. Da, nu. No. Deci, eu i-am vorbit la fel niciodată. Nu. Au fost fete care le-au făcut denunția, deci eu am rămas trăsită. Și la aia care a comentat în chat, le-au făcut așa, denunția. Să spună că eu am vorbit la fel. Să-mi aducă probe. Să aducă probe. Eu pentru doamnă care o incriminează pe doamna Silvia. Acum, dacă a vorbit doamna Silvia, urât de el. Să-mi aducă probe. Că femeia de la Bistrița a intrat aici sus la mine, a văzut tot internetul și a vorbit ce a vorbit. Femeia și-a zis că vine femeia martoră. Eu îi plătesc drumul la Palermo. Salut! Ați văzut? Dacă nu stați cu mine. Exact, Nina. Nu, deci eu femeie vine martor, spune. Dacă faceți invenții. Exact. Inventați, trebuie să aduci veniți cu probe pe unei. E dat chat-ul la poliție, e dat canalul la poliție. Eu nu vreau să intru să... Deci în mizeriile alea nu mă murdăresc. Deci e dat tot, făcând denunția, am făcut și canal și tot. Deci de acum se ocupă ei. Tot ce vorbește e registrat la poliție. De ce să mă, cum să zic? Nu. Mă murdăresc. Este registrat de către poliția din Palermo. Virtuală din Palermo. În așa, fiecare oraș mare al Italiei există poliția virtuală. Cibernetică, a YouTube-ului, inclusiv pe Europa, există formul mare suprem. Poliția YouTube virtualului telefonul de la Uniunea Europeană. Salvo. Împreună cu Interpolul. Mi-a scris în mesaj. Nu vreau să-mi spună mie, copilul e rușine, înțelegi? Și mi-a zis așa. Da, mă,
ce aud copiii ăia. Deci el să nu uite care doi copii minori. Exact, două fete în minori. În cazul să vorbește așa ceva. Am specificat și asta. Deci și mi-a scris mesajul așa, fiind. Mama, te prego. Eu vă traduc în română. Ascultați-mă, doi copii minori care el îi prezintă pe YouTube și nu are dreptul să vorbească în modul acela care a vorbit pe live. Deci, mama, te rog frumos să nu te uiți pe canalul, chiar dacă îți trimite cineva linkuri, nu te uita, pentru că noi înregistrăm tot. E oribil și s-a enervat și nu mi-a mai scris. E oribil ce se întâmplă, pentru că este oribil. Că mă sună copiii mei? Da, mă sună copiii mei. Că sună el copiii mei? Păi uite, copiii mei acum se uită la live-ul lui. Bravo! Copilul meu se uită la live-ul lui. Păi copiii mei, nu știu cine sunt eu. Să demonstrez. Oricum ți află tot. Dacă ai avut dosar, te află tot ăștia. Te ia la ban mărunt. Dacă ai făcut, ai făcut pușcărie, dacă n-ai făcut, dacă ce ai luat cu suspendare ceva, tot ți află. Tot cazierul ți-l află. Te dă în România și ți-l află imediat. De asta m-a sunat copilul să-mi spună să nu mă uit la like, că el se gândește că poate eu nu pun la suflet. Dar noi nu ne uităm la live-urile lui. Înșeala, așa, nu mă, dacă, deci spune, mamă, eu acum mă uit și registrăm. Chiar dacă este live, noi nu ne uităm la live-ul. M-ai înțeles? Că el a fost o bărbată meu. Că știe, voi copiii mei au bun simț, mă. Copiii mei sunt educați, mă. Copiii mei... Ce, vă, ce pretenții ai de la unul care n-are școală, n-are nimic? Ce drept? Hai, ce puteți? Sai. Așa. Da, ce credeți. Ce aici asta? Am vrut să vă mulțumesc la toate pentru susținere. Vă las și eu. Te las și eu, doamna Silvia, că trebuie să mă duc la muncă. Mai muncim și noi. Nu stăm ca așa, că dacă stăm așa pe scaun, s-ar putea să nu mai vine nimic. Sunt alea acolo care ei, deci de moderatoare, când una, nu știu cu cine se certa, și în stenogramă scrie așa. Lasă numai intra tu, că e proasta aia care urlă acolo. Deci respectul către moderatoare. Exact. Exact. Hai, bine, te pun doamna Silvia. Vă spun mai bine și ne auzim pe data care vine la un nou live. Da, de proporții astronomice, biblice. Vă pup. Nu mă interesează. Nu mă interesează nimic. Deci de acum ai dat unde trebuie și poate să vorbească. Azi eu am făcut ultimul vlog pe el pentru că nu mă trag de șireturi cu asemenea oameni. Niciodată. Da, cu el o să mănânc pensia. Așa e. Vezi să nu-i mănânce masa cu oliva. Că mai sunt și alte lucruri în Palermo. Și mai e și cineva care mi-a zis, doamnă, duceți-l pe cale legală, că pe altă cale mă ocup eu. Deci, el e, unde crede că e sărata? Noi nu suntem găinari. Vă urez o noapte frumoasă, o după-amiază frumoasă, ne întâlnim la Zeița și după aia la Titina, că e hotelul. Vă pup! Vă iubesc de nu mai pot. Sunt așa de mândră că sunteți cu mine și mă susțineți pentru că se vede calitatea. Se vede calitatea unui om. Vă pup!